Salutare prieteni, haideți să vă arăt cum construiți un solar de la zero. Să vedeți și voi cum puteți să vi-l faceți singuri acasă. Deci, pentru 10 metri care i-am construit noi aici, vrem să facem 10 metri, aveți nevoie de o rectangulară, 2, 3, 4 rectangulare la 6 metri. 4 rectangulare la 6 metri, fiecare bucată tăiată la 2 metri. Uitați aici, am făcut gropile, băgăm ciment în ele, avem balastru făcut aici, tot treabă socoteală, primul part din capăt deja l-am aliniat, am băgat beton. Hai să vă arăt cam cum faceți și găurile. Ia uitați cum am făcut găurile, ca să iasă foarte rotunde și exact cum trebuie. Vă arăt imediat cum am făcut eu. Am un instrument special, ia uitați, instrumentul meu special este o bucată rangă tăiată semilună dintr-o țeavă, vedeți? Asta, dintr-o țeavă și uite așa. Și batem frumos cu ea, uite așa, fac și scoatem afară. Și uite așa, vedeți? Pac, și scoatem afară și asta e groapa. Am dat drumul aici la pari, i-am alineat frumos, acum îi batem. Haideți să vă arăt și cu ce batem parii, ca să nu stricați gura la par. Ia uitați, avem un hammer și când batem cu ăsta nu se strică gura la par, ca să poți să vii cu arcada. Ia uitați cum vine asta, pac! Deci așa se bate. Ca să știți, îi batem pe toți, îi aliniem și după aia avem arcada deschisă. Ea e la 4,60 m o arcadă, da? Ca să știți, și noi o deschidem la 5 metri, să câștigăm mai mult spațiu. La Cadiz, da. Haideți să vi-l arăt pe Vasilică cum lucrează ea. Fă-ne, Vasilică, o demonstrație aici să înțeleagă oamenii. Ia uitați, vedeți? Și îi bate frumos așa, la un nivel, ca să nu strice gura. Solarul arată în felul următor: 5 metri deschidere pe 10 metri lungime. Arcadele sunt de 4,60 m, stâlpii sunt de 2 metri. Am luat una, două, trei, patru rectangulare la 6 metri, țeavă, de un țol jumate, le-am tăiat la 2 metri, primele pe capăt le-am sudat mustăți ca să nu le umfle vântul, iar celelalte sunt bătute și turnăm beton. Aliniem și vă arăt mai departe cum decurge treaba. Așa vine arcada, fraților, să sudează aici la arcadă, să sudează o ramforțare de asta frumos. Avem 4,17 avem semn acolo, cam pe acolo, sudat și eventual una pe mijloc ca să vă puteți lega cu roșiile. Le sudăm, le facem pe toate și vă arătăm la final. O să iasă ceva extraordinar. Nu-i așa, domn profesor? Sigur că da, domnule. Sunteți mulțumit? Am doi profesioniști aici. Doi profesioniști, auziți, mă, băieți, mă. Auziți, să ne urmăriți cu drag, domn profesor, azi că doi profesioniști, Vasilică și cu mine. La urmă să vede ce mulțumim. La final vedem, dacă îl ia vântul, domn profesor, să nu spuneți la nimeni. Așa, rămâne secret. Da, ia uitați, fraților, cum arată prima arcadă. Am sudat o ramforțare orizontal și încă una vertical. Și încă una vertical. Asta orizontal este 4,17 și ailaltă este 66. Gata, Vasilică o duce pe poziție. O punem pe poziție? Hai să o măsurăm, să-i facem o probă, să vedem cum cade. Hai. Ia de ea. Hai. Gata, hai. O punem pe poziție, să vedem cum vine. Dar Vasilică o bage acolo și după aia vii și la mine aici. Da? Hai să o băgăm amândoi odată, să vedem care cum vine. Stați așa că nu... Așa arată prima arcadă pusă, făcută, original. Am pus-o pe poziție și ne continuăm. Are 2 metri. Până la capăt. A ieșit bine. Da. Mechinim acolo, adică, nu? Înălțimea are 2 metri și 15, cred. 2 și 15, 2, 20. Depinde cum sunteți voi de înalți. Stai să măsurăm exact, că nu știm, am zis și noi așa. 1,80 fac.
Am zis la glum, așa, dar stați că o măsoară Vasilica acum. Hai să vedem cât are. Are 1,95 până. Uite cum are. 1,90. Hai să trăiți, băi, oameni buni. O nouă zi. A început ploaia ieri și n-am terminat. Ne-am apucat de nou. Ia uitați ce frumos, am pus toate arcadele. Hai să mă îndepărtez puțin ca să vedeți cum a ieșit. Totul frumos, la linie, la dungă, totul pus. Vasilei sus acolo sudează. Am sudat și eu, dar am coborât ca să filmez, să vă arăt și vouă. Și de obicei eu când filmez, îl filmez doar pe Vasilică, să zică lumea că muncește ăsta și eu mă uit. Eu sunt numai cu filmatul. Dar de fapt muncim toți. Așa, cum am făcut noi aici? La capăt aici am pus o ranforțare de aia, una da, una nu, două la jumate, una pe cap. Solar de 10 metri pe 5 metri lățime. Cam așa arată. Ne apropiem cu finalul. Să mă dau și pe mijloc să vedeți și voi cum arată și după mijloc. Ia uitați-l. Lățime exact cât trebuie. E numai gata de muncă, doar să-ți rupi oasele dacă vrei. Acum, cei care doriți să mai faceți, să mai aia, puteți să ne chemați. Care nu, vă face singuri. Hai, vă salut cu respect și ne vedem data viitoare. Ciao și numai bine!